Salutare! Cu ocazia lansării unor titluri foarte interesante în cadrul editurii Herald, titluri precum Yantra Yoga, Cristalul și Calea Luminii, Sursa Supremă, ne-am gândit că ar fi foarte binevenită o serie de interviuri unde să putem discuta mai multe despre budismul tibetan, despre Dzogchen și despre comunitatea Dzogchen. Alături de mine este Alexandru Anton, care este membru în comunitatea Dzogchen din 2013, când l-a întâlnit pe maestrul Namkhai Norbu Rinpoche. Este absolvent al Facultății de Psihologie, este voice coach și este un muzician foarte deosebit cu influențe siberiene. Se pricepe și la throat singing. Organizează diverse ateliere prin care participanții reușesc cumva să se cunoască mai bine și să se exprime foarte bine. Și din 2017 și până în 2020 a fost administrator la Merigar East, în cadrul comunității Dzogchen. Alex, ce poți să ne spui despre toată această experiență și, nu știu, cum ai ajuns să cunoști ce este Dzogchen și să practici? Salut, Vlad! Mulțumesc de invitație și ție și editorii Herald pentru acest frumos eveniment și campanie. A fost așa, pe la începutul intereselor mele în zona aceasta de spiritualitate, de fapt de regăsire, așa a pornit la mine. Și am dat de site-ul Merigar East, am văzut acolo că urmează să fie o retragere și m-am uitat la filmul My Reincarnation, că reîncarnarea mea, cu maestrul Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche. Și după acel film am simțit și am știut că vreau să-l cunosc și m-am dus în 2013 la mare, la retragere. Așa s-au schimbat experiențele foarte mult. La început a fost totul foarte magic și cu toți acei participanți din toate țările. Și cred că a durat câțiva ani. Și pot să zic că am avut parte de un fel de aterizare așa în concret când am acceptat această poziție de administrator la mare, pentru că brusc din viața mea mai boemă călătoream mult și mai făceam un atelier prin câte un oraș și așa mai departe, m-am trezit că aveam responsabilități, termene limită, facturi, contabilitate și toate chestiile astea administrative, care sunt destul de multe pentru un centru, pentru un ONG, pentru un non-profit, pentru și fizic, pentru 4 hectare de pământ, cum este la centrul de lângă 23 august. Și așa că a variat foarte mult experiența și cred că toată viața o să se schimbe felul în care mă raportez la învățături și la budismul tibetan și la comunitate. E un proces personal. Am văzut și eu că acolo practic n-ai timp să stai să te odihnești, că mereu este ceva de făcut, spațiu foarte mare și cred că de dimineață până seara erai în priză, ca să zic așa. Ce poți să ne spui despre evenimentele care se organizează acolo sau la care ai participat și tu, la care ai participat la organizarea lor, tot felul de ateliere și de activități foarte interesante? Da, am fost norocos să-l prind pe Rinpoche în viață și să prind 3 retrageri cu el aici în România, la mare.
Și acelea au fost într-adevăr evenimente mari de 200 de oameni, foarte intense, în timp de o săptămână, cam așa. Au fost niște experiențe extraordinare. Acum, însă, comunitatea are foarte mulți instructori specializați și care vin când sunt invitați. Vin să țină diverse cursuri. Tu avem și pe colega noastră, Oana Marcu, chiar acolo, la sursă, în locație, care e instructare de Yantra Yoga tibetană. Deci, continuăm în condițiile acestea, atât cât se poate, din ce în ce mai amplu. Cum se vede și cu cărțile, de altfel, că a fost atâta timp, au fost traduse doar două cărți și au fost reeditate, și acum, în ultimii câțiva ani, s-a dublat practic numărul cărților disponibile în limba română. Și cred că necesită timp, cred că nu merg forțate lucrurile astea. Ține și de felul în care publicul, în ghilimele, se raportează sau cei care sunt interesați. Cum se raportează la centru, la comunitate, la ideea asta de a avea un fel de disciplină zilnică sau de a face un fel de turism spiritual, așa, și să mai mergem pe insulă, petrecere, pe altă insulă, pe altă petrecere și așa mai departe. Da, și eu m-am bucurat foarte mult, mai ales la apariția cărții Sursa Supremă, pentru că e mai complexă și, nu știu, nu mă așteptam, a fost o surpriză chiar plăcută. Și Yantra Yoga, bineînțeles, prima oară am citit-o în engleză și am făcut rost destul de greu de ea, că se găsea mai greu. Și m-am bucurat când am văzut că a apărut și în română. Și încet, încet, sper să se publice cât mai multe astfel de cărți și să existe cumva și publicul să fie puțin mai deschis și să înțeleagă de fapt valoarea reală a acestor cărți care apar. Bine, Alex, mulțumim mult de tot pentru participare și sper să ne vedem cât mai curând, poate, de ce nu, la Merigarist. Mulțumesc, mulțumesc și eu, Vlad, și mult succes.